Salutare, oameni buni! Astăzi, după o lungă perioadă de pauză, vreau să ne revedem cu ceva super bun, o surpriză pentru voi, și anume Tomahawk Steak. Această delicatesă vreau să o pregătim astăzi la grătar. Avem aici cartofi și sparanghel pe care vreau să-i facem cartofii la cuptor cu un pic de unt. Sparanghelul tragem la tigaie tot cu unt și usturoi, aici în funcție de cum vă place vouă, și piesa de rezistență, un sos de piper negru. Așa că vreau să începem cu condimentarea cărnii. O pregătim frumos, punem cartofii la cuptor, că ăștia durează un pic mai mult, după care dăm drumul la foc și trecem la treabă. Pentru asta avem nevoie de sare și piper. Simplu. Un strat generos, atât de sare cât și de piper. După ce sărați, bateți puțin ca să se tragă bine. Avem și piperul proaspăt măcinat. Mie îmi place cu mai mult piper, dar sunteți liberi să decideți voi cantitățile. Așa. Sarea. Sare roz de Himalaya. Punem și un strop de ulei de măsline. Perfect. După care ungem ușor. Așa. Întoarcem pe partea cealaltă. Așa, aici mai adăugăm încă un strat de piper și de sare. Urmează sarea. Și aici mai adăugăm doar un strop de ulei. Și carnea e gata. O punem deoparte. Ne spălăm pe mâini. Și pentru cartofi, punem cuptorul cu ventilație și cu căldura venind de sus la 180 de grade. Tava. După cum am spus, cartofii au fost înainte un pic clocotiți în apă ca să devină un pic mai fragezi, mai moi. Îi așezăm frumos în tigaie, în tavă. Așa. Din nou, piper nu punem, punem doar sare. Untul nu-l adăugăm acum, lăsăm un pic să se formeze crusta, după care radem puțin unt deasupra ca să se topească, să devină crocanți. În schimb, putem pune puțin rozmarin, dar și acela îl păstrăm pentru momentul în care punem și untul. Băgăm la cuptor și trecem la foc. Bun, acum vreau să ne ocupăm de sosul de piper negru și sosul verde. Pentru sosul de piper negru avem nevoie de o tigaie, dăm drumul la foc. Aici am pregătit piper negru boabe, sare roz de Himalaya,
și niște fulgi de chili. Adițional, folosim niște smântână de gătit, în care mai adăugăm sare și piper mărunțit. Lăsăm un pic să se încingă tigaia. Putem adăuga piperul și sarea. Bun. Putem adăuga puțin unt ca să se rumenească. Lăsăm frumos. Până se topește untul, vreau să vă explic ingredientele pentru sosul verde. Avem aici un blender. Aici am pregătit usturoi, avem niște pătrunjel, mentă și rozmarin. Toate proaspete. Le adăugăm pe toate la oaltă aici. Adăugăm ulei de măsline, să zic cam două lingurițe. Și mai adăugăm piper. Și niște sare. Astea sunt după gust. Cum considerați voi? Mie îmi place să fie echilibrate din punct de vedere al sării și al piperului. Așa. Cred că mai putem adăuga puțin ulei. Deci 3 lingurițe. Deja putem amesteca un pic în tigaia cu piper. Lăsăm să se rumenească boabele. Adăugăm smântână. Miroase extraordinar. Mai adăugăm puțină smântână. În funcție și de cât vreți să faceți. Așa. Acum, mai adăugăm, după cum am spus, piper negru măcinat. Și cu o spatulă, sau mai bine cu o lingură de lemn, amestecăm ușor. Îl lăsăm puțin să fiarbă la foc mic și putem da drumul la sos, la sosul verde de data asta. Bun. Vă provoc să faceți și voi așa ceva, miroase extraordinar. Acum scoatem de aici cuțitul și băgăm frumos într-un bol. Și am terminat. Sosul de piper negru este gata, arată extraordinar. Și la gust, este perfect. O să meargă demențial cu cartofii la cuptor, care, apropo, cred că deja îi putem opri. Îi lăsăm să stea la cald. Acum mergem să verificăm grătarul. După ce e gata, o să ne apucăm de aranjat un farfurie. O să vă promit că o să iasă ceva extraordinar. Bun, după cum am zis, jarul este pregătit, este perfect. Avem carnea pe care vreau să o punem pe grătar. Carnea sfârâie, o lăsăm să se facă bine, o facem undeva medium rare. După ce e gata, o aranjăm în farfurie. O să fie ceva extraordinar, la fel cum v-am spus la început.
carnea este gata, acum o scoatem. Arată minunat. Perfect. Acum scoatem și cartofii din cuptor, pregătim farfuria și vă invit la masă. Bun, am terminat și carnea, cartofii gata, sparanghelul este făcut. Rămâne doar să le aranjăm frumos pe cârpător și să începem să mâncăm. Cartofii au fost copți la perfecție. Miroase extraordinar, rozmarinul ăla își merită fiecare laudă. Punem asta deoparte. Cartofii, după cum vedeți, se zdrobesc. Așa. Aici sosul verde. Vreau să-l punem frumos, să-l aranjăm lângă. Așa. Și sosul alb, preferatul meu, vreau să-l punem ușor peste cartofi. S-a îngroșat foarte tare, ceea ce e un semn bun. Așa. Sosul punem peste cartofi și avem și niște extra sos lângă, pentru că este demențial. Turnăm aici frumos. Excelent. Asta îl punem deoparte. Punem și niște verdeață proaspătă. Și masa este gata. A ieșit, după cum v-am promis, ceva extraordinar. Miroase absolut. Nu am cuvinte să exprim cum miroase. Și mai avem încă un secret, vreau să vă arăt cum a ieșit carnea în interior. După cum v-am spus, vreau să vedem cum a ieșit carnea. Ferim puțin. Crusta e făcută. Cum am spus, perfecție. Excelent. Oprim tot că trebuie să mâncăm. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați un like, share și subscribe și să ne vedem cu bine. Și ca întotdeauna, poftă bună!